Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi este timpul pentru pastila dumneavoastră de sănătate. Ca și subiect am ales anxietatea. Alături de noi în studioul Nova TV, Rusu Alexandra Babi, psiholog, psihoterapeut, ne vorbește despre anxietate, ce este anxietatea, cum o regăsim și, bineînțeles, ce intervenții putem face pentru a depăși stările anxioase pe care le avem. Anxietatea este reprezentată de o stare emoțională preponderentă, puternică, care se manifestă prin simptome psihosomatice, caracterizată prin neliniște, agitație, tremor, dureri în piept, dificultăți de adormire, dureri de cap. Tipurile de anxietate pe care majoritatea dintre noi le cunoaștem sunt următoarele. Anxietatea generalizată, pe care o întâlnim la majoritatea persoanelor dintre noi. Fiecare persoană a trăit la un moment dat un episod anxiotic. Și trăim. Și aici trăim. Vorbim despre examene, interviuri, o zi neliniștită la servici, un copil bolnav. Avem da. Tot felul Toate de... Toate aceste situații pot să producă stări anxioase. Pe urmă vorbim despre anxietatea de separare, care se întâlnește atât la copii cât și la adulți. Vorbim despre fobii. Toate tipurile de fobii fac parte din categoria, din paleta largă a anxietății. Pe urmă vorbim despre anxietatea socială, da? Atunci când vorbim despre relațiile sociale și incapacitatea persoanei care trăiește această anxietate de a se adapta la mediul social. Pe urmă putem să vorbim despre anxietate medicală, anxietate legată de locul de muncă. Tipurile de anxietate sunt diverse și cel mai des întâlnit oarecum sau cel mai specific este atacul de panică, care face parte tot din paleta largă anxietății și se poate declanșa oricând sub diferite forme și are la bază atacul de panică ceva real. El nu se instalează ca anxietatea generalizată, de exemplu, care nu are la bază un factor neapărat real, spre deosebire de atacul de panică, care are la bază un factor real, de pe urma căruia se poate instala. Cât de repede am putea reuși să tratăm anxietățile, o anxietate de care suferim, sau... Să spunem ce ar trebui să facem în sensul acesta. În primul rând, ar trebui să cerem ajutor. Este foarte important. După ce reușim să exprimăm ceea ce noi simțim, dacă este ceva ce se întâmplă pe perioadă lungă de timp, și aici vorbim de 6 luni de zile în care noi avem aceste simptome specifice pe care le-am numit mai devreme, ar trebui să cerem ajutor. Fie medicului de familie care poate să ne îndrume mai departe spre alte investigații, fie unui psiholog sau unui terapeut care să ne ajute să gestionăm stările anxioase și să identificăm în special factorii care duc la dezvoltarea acestor stări anxioase. Deci anxietatea poate fi un diagnostic la medicul de familie? Anxietatea, da, poate, nu îl pune medicul de familie diagnosticul, dar poate să fie identificată de către medicul de familie prin simptomele pe care noi le spunem medicului de familie. Dar mai departe, tratată prin terapie cognitiv-comportamentală, se tratează și medicamentos, asta da, la psihiatru da. Mă gândesc. Dacă vorbim despre tulburările de anxietate, nu doar despre starea anxioasă, da, atunci putem să intervenim și medicamentos. Și atunci trebuie să apelăm la medicul psihiatru, desigur. Mai multe informații despre acest subiect și despre stările de anxietate la Mediaș 120, începând cu ora 18:15. La revedere!